decisă de la metrou din stația cu numele de pictor. Întunericul mi se părea chitat de prietenos. Eram aproape de intersecția cu statuia. Din chioșcul de ziar, am trecut un șobolan vers în sală, până la vreșul din plenicul par. Nu mai văzut niciodată așa ceva. Acolo. Dar părea să zică timid că totul e în regulă, doar că te miști repede. Probabil că avea și un strămoș și câțiva urmași la toată, sau poate că era virgin. Mă rog, se întâmplă, viața face întâmplă. Îți vedea că surprize, cum se spune. Și apoi sunt pe care întreg, cine surprinde? Omul care făcea pictură tradițională, impresionant, că a ajuns o stație de metrou aici, unde pe vremea lui nu era nimic, sau micul animal local. Părea fășinat și chiar dacă blana lui, atât când am văzut-o, nu spunea mai nimic. În ciuda întunericului, mi-au rămas în mine ochii lui lucioși. Sigur, poate că mi-am imaginat, dar asta se poate spune și despre profilul din ochii lui, ciobănaș. Trei. Nu ajunge să vrei la o parte în jos, ce se pare că nu țină lui. Puteți o întrebare. Alexandre, nu aș vrea să-i spun nimic trist sau confuz. Doar pentru că știe tot despre bărbați. Până și castorii lăgrimează când sunt constipați. Și da, asta scoate ca multe poezii prin cele din urmă. Câte bune intenții se pune la jumătate și scuze și scuze, o mulțime de scuze, totul întregi de explicații potrivite pentru toate cele de jert la de aici, al concluziilor. Deci, spunându-ne, gura, pe mine apuntată în constituirile fiecăruia. Multă vreme am avut tendința să numim bună. Și acum mi-a trecut. Mă amuză uneori buza de jos. Și asta de când văd că e ca silat. Ceea ce trebuie să recunoaște ne schimbă cu totul în modul de viață. 4. Totul este drăg. Mai ales atunci când mâine înțelege. Am un poem cu toți prietenii care cred în Dumnezeu. De pe vremea când ne simțeam ca niște elefantei purpurii, tot țin să spun ceva despre sfințenie. Dar și că eu nu reușesc prea des să vorbesc cu cei la care țin și atunci de fiecare dată mă gândesc să le spun ceva despre sfințenie. Un lucru care la un moment dat să nu mai este nimic, tot așa, pe toate porcările care le-au elevat și pe urmă mi-am amuzat pe rând că nu o să ne reprezinte. Cu ochii amuzamentului în fața lui Dumnezeu. De când ai devenit un mușafezut creștin și pușculița ta, sunt sigur că îmi spui că e păcat. Și asta le localizează în timp, pentru că a fost absurd să îmi spui înainte sau după ce am lucrat frigiderul ăla pe care zic la școală pe literatură și nici nu am pus atât de perioadă ce am zis arăt. Pentru că trebuie să îmi timp la uscat cuvertura de timp roșu cu zeul careș a fată iubirea mea, o bărbată în sub sau m-a citat în tăiat cu mare de afară sau așa ceva. Așadar, pentru cine? Revoluția continuă să fie ridicolă, căci cadem ca să ne noi. Noi invers. Un aparat de radio emite rost, să spună. Asta declanșează orice respirație, oricât de grea. E o plutire, unul prin celălalt. Unul din riscurile trecerii dintr-o lume în alta este acela că s-ar putea să ajungi în lumi care sunt exact la fel. Asta e valabil chiar și atunci când e vorba de oameni. Dar ridicolul l-a ucis pe mine. Să vezi vederea mea voastră a unui profesor de filozofie, voi gustâți, scrieam asta în liceu. De vremea aia, nu prea se făceau experiment, nu încercam nimic. În 1992, credeam mai mult în formă, încă nu început să ne dezamăgească, spuneam eu. Era eroul meu și începusem o scurtă prezentare, pentru că mă asculta, eram în picioare și l-am văzut în timp ce vorbeam cum își tropește tot corpul în care și bucnește. Venit aici, ani de zile, și apoi plecat și ei mă salută pe stradă. A respirat, s-a liniștit și totul a continuat ca într-o oră normală. Avea ultimul curs, am înțeles. Ne-a făcut o schemă a vieții față de noi, ca subiect, kantian, așa, cu percepții și lume și intuiții, apoi a dat-o pe tema mai sub vieții noastre, sau așa a formulat. Cum dovediți că mești numai, noi nu eram nebun când am venit o filozofia asta, am zis, mă știi, unii am zis ceva, alții am dat-o economii. Pentru că am dat-o într-un concret, am dat-o povestea, zice, nu v-am mai gândit.
Hai să am plătit afeite. Dar răspunsul meu era la fel de greșit. Și acum? Am vrut că și mai multe chestii la care habar n-am să răspund. Cum faci diferența între ce vrei tu și ce ți-a spus că e frumos să vrei? Și alte aproximări de vremea. Multă vreme m-am ferit de tâmpenica de ploaie. Dar nu are și ploaia momentele ei. Din când în când mi s-a spus de orbire. Acum sunt sigur că era vorba de fapt de amintire. Pentru că lucrurile care le fac vibre fără lumina difundă. Și nu mi-i ceea ce îți pot aminti, nu se compară cu ceea ce mi se întâmplă acum. Și acum. Și acum. Și acum. Categoric e vorba despre generație. Ne-au interesat lucruri diferite. Știm câțiva care au plâns crepusculul. Și unii care au crezut că vorbeau urât. Dar ca tot omul își declarau timid pasiunea cu vorbele pe care le folosea și le-a aruncat pe ei. Sigur, n-are cum să placă faptul că sunt zile de bine, când apusul o suge ca o statuie, delirantă. Dar am delimitat și pe în care Metro scrie cu spray fericire și toată ziua se face atingere. Pe mine mă rog că m-am dat așa cum îmi place, responsabil când și-a fi să ne încercam de turez la maxim posibilitățile de expresie și răsoțului memoriei. Memoria, bobinată cu prezent. Și pentru că asta s-a potrivit de genul nostru, pentru că s-a dorat și să urma cu câinele pe care îmi gărește, eu am 7 dintre câinele sexuale. Odată, am luat un borcoan în brațe. Simțeam că numai atât când îl strâng așa pot să zbor. Era suficient să-l ridic sau să-l cobor ușor ca să-l controlez la orice etaj și chiar peste plutirea. Prin metale, cu un t-shirt, lângă masa de tale, din fața cheștiului cu fior, peste cei care vând țigări fără timpul, cum blănit în intersecția lumilor. Prin laserul de la mărbuiele, extreme light, până ajung la un fel de vorbe a ta. Și toate astea, în același timp, cu tot. Cabaret afectiv. Asta e pe ultima. Cabaret afectiv. Ce te povestești din ce s-a ajunsat aici? Ce te plinuiești? S-a pus frumos? S-a pus aglomerat? Poate că mă vezi mă gând aceste șine, minuscule pentru locomotiva pe care am zis-o împreună. Și înainte și înapoi, dintr-un mic întrecător cu baterii numit memorie. La geamul blocat le-a făcut cu mâna o adolescentă nehotărâtă. Destul de discret aranjată, zâmbea de fiecare dată când o priveam, își potriva dintre de contact, le-a găsit virate de jos și de sus. Le-a arătat Oja nouă, m-a întrebat, îți place Oja moșu? Chiar ea era. Se împinit, arăta bine. Da? Spunea că nici ei nu este prea ușor. Și cum te fi cu toate vârstele la care trebuie să ne ocupe de noi, să ne iau într-o lumină, cristal nervos, plantele ca niște vizuri. De asta avem niciodată pe viața a fi o singură persoană, pentru că pentru asta avem nevoie de fiecare în parte, chiar și de chipurile nascurilor noștri, pe care acum putem să le desfacem. Sigur că asta m-a îndrăzat în fața voastră și pentru de frie, dar un gest cu vechi de instituționist, așa că, da, sigur, fiți în Egeri, ci în Egeri, puteți să rămâneți în Egeri, sau să dăm ce? O să dăm drumul preluzi printre noi. Și nu o să ne oprim, decât atunci când schimbăm materiile, iar culorile, o să descoperi că au fost mereu numai câteva feluri textile prin care aproximăm reînțelegerile noastre, de câteva stelele se văd mai bine decât drumul pe care le împiedicăm. E un exercițiu respirator, că spun lucruri pe care nici nu e nevoie să le crezi. Tatăl nostru, ca îngerașul meu, de care era frică lui Iisus și să-mi dea la față. Copiec, la voi. Doar să fie aici, când se întâmplă tot, și se rostește în toate limbile posibile. Când o să fiu gata, o să mă gândesc la voi, ca personalitățile mele multiple. Și să fiu convins că și Dumnezeu crede asta. Și că tot asta nu se zică că și apostolul Pavel, din dragoste, că dacă nu e și nimic, cum face la fel. Dar au fost greșit și sexual. Cu stil alt.
Și ultima? No. Anacolut. Este un anacolut, din care se pare fascinat, nu este vizionă greșeală, dar pentru acum. Am stat față în față și ne-am gândit câte lucruri ne pot confunda unul cu celălalt. În orice moment, acum, asta ar fi durat mai mult, dar punctă de orientare. Între percepțiile noastre, fără niciodată de sfârșit, care despărțim așteptările cele mai proaspăt din cameră, de niște neașteptate de experi ale tine, venite din partea mea, dintr-o dată, fără părere de rău, care explicați, pur și simplu refuzam ideea că nu ar putea fi și multe alte zile în care vorbim, să rămână un pic fiecare, în fața celuilalt, rostim nimic. Poate. Dar fără nicio intenție de a înlocui aceste scrisă, cu trece unul prin celălalt. Mulțumesc!